Se cuvine ca în timpul toate să mulțumesc Domnului Dumnezeu pentru această lesnire pe care ne-a făcut-o să fim la oraș în această seară. Se cuvine mai apoi să mulțumesc prilejului pe care l-a creat Părintele Paroh, fratele Sterian. Să mulțumesc mult în ultimul rând Părintelui Nicolae pentru osteneala de a fi prezent și de a rosti aceste cuvinte. De altfel, Părintele, așa a făcut Dumnezeu, încât să ne însoțim în câteva rânduri încă de la începutul acestei călătorii a cărții prin lume, adică din 23 iunie când a plecat cartea către cititor. Deși, precum a spus Părintele, ne-am cunoscut încă înainte de apariția primei cărți. Se cuvine de asemenea să vă rog să-mi iertați întârzierea. Ani de zile am lucrat ca jurnalist în radio și cei care lucrau în partea tehnică la butoane, de cele mai multe ori, nu se uitau în partea cealaltă dacă jurnalistul, dacă omul de știri este în fața microfonului, ci la ora stabilită, el ridica, așa cum se zice, calea microfonului, convins fiind că cetul din fața microfonului este acolo. Și nu s-a întâmplat niciodată în acei ani să întârzi nici măcar o singură secundă. Ei bine, e o ispită cu care mă lupt și va face Dumnezeu într-o bună zi să o și bilui poate. De multe ori de atunci de când m-am distanțat de această îndărătnicire, spunea Părintele Nicolae că sunt gazetar altă dată când se face prezentarea din biografie, se citează întotdeauna cu verbul la trecut. A fost, a făcut, sună într-un fel așa, a necrolog. Și, într-o bună măsură, așa și este. Pentru că, pentru toate cele pe care le-am făcut cândva, am murit. Sau ele au murit pentru mine. Nu regret nimic în ceea ce am făcut, în ceea ce privește profesia. A fost o experiență și se regăsesc multe dintre cele pe care le-am deprins în perioada aceea, se regăsesc în ceea ce fac astăzi. Cărțile mele se nasc și există printr-un împrumut din realitate. Împrumut secvențe și oameni aflați într-o situație in extremis. În 1990 am inițiat o rubrică pe care am slujit-o vreo câțiva ani și care se numea chiar așa, In Extremis. Încă de la prima apariție au venit către mine și n-a fost nevoie să caut niciun subiect. Așa am descoperit cazul Iohana, despre care am scris, am făcut și un documentar la vremea respectivă, a fost difuzat și la televiziunea română. Și simt să spun aici că
oricât de prolific ar fi imaginația și mintea unui om mai cu seamă a unui scriitor, numai realitatea se poate întrece pe sine. Și pentru că am amintit despre rubrica aceea și pentru că am mai povestit în astfel de situații câte ceva, câte o secvență din câte un subiect pe care l-am publicat în perioada respectivă, îngăduiți-mi să vă istorisesc și în seara aceasta un subiect care va avea un tâlc la capătul lui. În 1991 ieșeam din magazinul Sora. Astăzi nu mai există, dar bucureșteni fiind, știți bine, era magazinul din fața Clării de Nord. La câțiva pași în fața mea era un cetățean care ieșea din magazin fârfuind o sacoșă goală. Era sfârșit de februarie și o primăvară nerăbdătoare își făcuse deja apariția. Era cald și frumos. Curgeau streșinile. În momentul în care cetățeanul a ieșit din magazin, un surțure uriaș de la balconul hotelului de deasupra magazinului s-a desprins și a căzut în cap. Răbușindu-l. Așa cum se întâmplă în astfel de situații, mulțimea s-a năpustit, care mai pe care, mai binevoitor. Dați-i două perechi de parte. Udați-l cu apă rece, faceți-i respirație gură la gură. Și pentru că în toată devălmășia aceasta nu era nicio decizie și nimeni foarte ferm să intervină, printre cei de acolo, era și o precupeță venită probabil din piața Matache și ea situată tot în proximitatea Gării de Nord. Profitând de încurcătură și de indecizii, a preluat ea conducerea situației, comandând de îndată să se oprească toată lumea și să caute o mașină. Cineva a făcut semn, a oprit un mozrici galben, l-a urcat pe cetățeanul moare Mati, în mașină. O locul meu. Ați auzit, da? În Matiz. Da, 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 da. O locul meu. Da, da, da. Și precupeața i-a spus repede, repede, la spitalul Vitin. Spital și el aflat în apropierea grele. Șoferul de la Motrici a tras de volan stânga, intenția de a lua prin fața Clării de Nord, de unde venea un troleibuz, pe care, bineînțeles, s-a cioclit. Deși troleibuzul n-avea nimic, nu i s-a întâmplat nimic, tocmai șoferul troleibuzului a coborât cu un levier, amenințându-l pe șoferul mozeciului. Precupeața, văzând că s-a iscat scandalul, a continuat și a zis, lăsați-i pe ăștia să se omoare, luați-l pe om, opriți altă mașină și trimiteți-l la spital. A fost oprită o altă mașină, a fost transferat omul în cea de-a doua mașină și grăbită și hotărâtă ca treaba să se facă bine, cu mâna ei a început să închide portiera din spate pe banchete, fiind omul lovit de țurțuri. Și-a lovit odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, până când cineva s-a repezit, a prins-o de mână și a spus, femeie, oprește-te, nu vezi că-i rupt mâna omului. Omul moale, întins pe canapea, rămăsese cu mâna în afară. Și cum îl lovea, se lăsa puțin mai jos și lovea în alt punct și tot așa.
astfel încât șoferul celei de-a doua mașini a zis, îmi pare rău, nu pot să-l duc la spital, să vină cineva cu mine care să confirme, pentru că nu pot să-l duc la cameră de gardă și să spun omul ăsta i-a căzut un surțure în cap și are mâna în mai multe locuri. Fapt pentru care, îndată s-a arătat cineva binevoitor, a intrat în mașină și precupeața de data aceasta s-a urcat. Și am gândit, s-ar putea să nu fie finalul acesta, fapt pentru care am urcat și eu în mașină, în spate, lângă omul cu surțurile. Eu într-o parte și precupeața în cealaltă parte. N-am fost trimis la Viting, n-am trimis la spitalul municipal, unde, pus omul pe brancardă, mi s-a sugerat să-l ducem repede la, la neurologie, la etajul 6, problema cu mâna fiind secundară. Precum știți cei care ați trecut poate vreodată pe la spitalul municipal, în holul mare al spitalului sunt multe lifturi. Mai mari pentru brancarde, mai mici pentru personal. Ajungi la lift, a intrat brancarda cu brancardierii, au intrat două infirmiere, două cratițe de inox goale mari, a intrat precupeața, au mai intrat două persoane și pe mine m-a oprit însoțitoarea, anunțându-mă că aceea să se capacitate liftul. Am închis ușile și a plecat. Am stat la lift, am urcat la etajul 6, nădăjduind că voi vedea brancarda la cabinetul asistente care era tot în holul central. Și odată ajuns la etajul 6, nu era nimeni. M-am dus pășit la asistenta șefă. Am întrebat-o, știți, un accident. Un om cu țurțurile s-a uitat bănuitoare la mine. De ca și când eu aș fi fost cel cu țurțurile. Și aici ne-am înțeles că nu e nicio brancardă, nici un om, nici un țurțur. Întorcându-mă dintr-un alt lift, ieșeau doi cetățeni vorbind între ei. Îți dai seama, domnule, pleci de acasă sănătos și te omoară ăștia cu liftul. Ce s-a întâmplat? M-am apropiat de ei și am întrebat. Cum ce s-a întâmplat? Uite, s-a prăbușit liftul ăsta. Arătând înspre liftul în care ar fi trebuit să mă urc și eu, am luat un alt lift, am coborât la subsol, n-am să descriu ce era acolo, am să spun doar că dintre toți cei care fuseseră în lift, singurul care își revenise din căderea liftului și stătea sprijinit în cotul cel bun, era omul cu surțurile, nedumerit, care se întreba, ce caut eu aici? Cine sunteți voi? Ce atâta lume? Deschid o paranteză, pentru că nu cumva să se întâmple să plecați de aici să nu încercați cu liftul. În general, toate ascensoarele sunt prevăzute pentru situații de tipul acesta, cu niște gheare fixate pe niște șine, în situația în care s-ar întâmpla o astfel de anomalie, în cădere, ghearele acelea se fixează pe șină și în câțiva metri opresc liftul. Ei bine, din acele 12 sau 14 lifturi câte sunt acolo, doar acest lift nu se știe nici la data aceasta, nu s-a aflat atunci, am făcut anchete de mici, cum de o gheară lipsă. Erau trei, pentru că ele sunt în pereche, erau trei și una nu a fi fost pusă, a fi fost luată ulterior. Numai Dumnezeu ar putea să știe, sau poate și cel sau cei care au lucrat. Închid paranteza, repet, nu avem niciun motiv să nu circulăm cu ascensorul. Eu am scris despre cazul acesta. Dar am oprit relatarea la camera de gardă, punând accentul
pe primejdia existenței acestor sursuri, când vine primăvara. Suntem și noi într-o către primăvară, așa că e oarecum de actualitate. N-am scris mai departe, adică n-am relatat partea tragică a evenimentului, pentru că astfel aș fi făcut întreg materialul necredibil sau mai puțin credibil. Adică cititorii ar fi gândit, așa cum poate și unul dintre dumneavoastră acum ați gândit în timp ce relatam, hai domnule, chiar așa. S-a rupt liftul. Tocmai acolo a lipsit o gheară. Aceasta este realitatea pe care am îmbrânzit-o și în lucrarea. Iohana din Cartea Lucrarea a stat 25 de ani claustrată în acel graj. Eu am diminuat, având această libertate, și iarăși am să afirm într-o paranteză, am ales formula epică, romanescă, atâta cât este roman în cărțile mele, și duhul fiecăruia, hai să spunem, am ales, repet, formula epică, pentru că îmi conferă și mi-a conferit trei libertăți, de care n-am putut să mă lipsesc, cel puțin în ceea ce privește aceste cărți. Întâi de toate, am putut să așez sub un anonimat persoanele devenite personaje, unele dintre ele încă vii. În situația acestei cărți despre care vorbim astăzi, se întorc morții acasă, am avut întâi de toate o convenție stabilită cu Gheronda Filip, unul dintre cele două personaje principale din carte. Mai întâi să nu scriu, apoi să nu public. Am mai revenit asupra deciziei și am putut să scriu în decursul timpului, dar am convenit să nu public câte vreme părintele și respectiv Petre sunt în viață. Un sfert de veac a germinat sămânța acestei cărți. 23 de ani am trăit în proximitatea acestor două personaje, acelor două persoane devenite personaje. Cu Petre m-am întâlnit în 1991, pe 24 iulie. Veneam de la biserică. Știți, desigur, ce sărbătoare este în 24 iulie. Nașterea Sfântului Ioan Botezător. Ieșeam din galeria metroului de la Unirea și n-am îngrijit niciodată scările rulante. Nu am o fobie. Dar mi s-au părut, știți, ca în întrebarea aceea cu tâlc. De ce a fost inventată bricheta? Pentru ca să se dovedească utilitatea chibritului. La fel mi se pare și în cazul scărilor rulante. Au fost inventate pentru ca să mi se demonstreze utilitatea scărilor fixe. De aceea mă simt mai aproape și mai atras pe scările de piatră. În felul acesta, și atunci, urcam pe scări și în fața mea, un om ca o umbră, aproape că știria ființa pe scări, bombănind în urma celor care se buluceau la ieșire, alergând. Expresia lui de atunci a fost prima replică pe dialog din carte.
Am ales să o pun pentru că ne privește și pe noi. Ehei, dacă ați venit voi de unde mă întorc eu, n-ați mai fugi așa puișorilor. Suntem cu toți într-o fugă. Într-o continuă fugă. Petre avea să-mi spună într-un prim dialog pe care l-am purtat adăpostindu-ne de o rafală de ploaie de vară la astea și la magazinul Bunirea, că venea de la Țintirim, cum îi plăcea lui să zică. Nu venea atunci de la Țintir. Venise de cu vreo câteva săptămâni înainte, când l-am întâlnit eu, alerga, era într-o fugă de la o instituție la alta, respectiv de la instituția bisericii, la instituțiile societății civile, căutând să iasă din evidențele adormiților și să intre în evidențele viilor. Niciuna dintre aceste instituții nu aveau atunci, așa cum nu au nici astăzi, o legislație pentru astfel de cazuri. Ce să-i fi scris biserica pe o hârtie lui Petre? Înviat din morți ca Lazar? Iar societatea civilă, pe bună dreptate, ridica neputincioasă de nume, motivând că toate documentele care țineau de ea fuseseră anulate și că el aparținea acum celor adormiți. Lui Petre i-a pus Dumnezeu la îndemână o cascadă de șanse. Așa cum cu fiecare dintre noi are Dumnezeu un plan negreșit, bun, ne aține calea în felurite chipuri. Toată viața noastră, tot parcursul acesta al nostru, aici prin valea aceasta a suspinelor, în surghiunul în care suntem, necontenit ne aține calea, vrând să ne întoarcem acolo unde ne e locul și de unde în mod neghițuit am alunecat. Spun că acolo, în mormânt, i-a arătat lui Petre că odată în plus i-a ținut să-și lui calea, punându-i la îndemână o sumedenie de șanse. Mai întâi, că n-a fost îngropat într-un mormânt clasic, cu pământ deasupra. Mai apoi, că instrucția, educația pe care o făcuse, mai cu seamă psihologică, a făcut ca atunci când și-a revenit, pipăind și vrând să înțeleagă unde este, descoperind că într-un sicriu, pregătirea aceasta, spun, a făcut și mila lui Dumnezeu, bun înțeles, a făcut să nu adormă de-a bine de-a atunci, să nu devină cataleptic, să nu cadă într-o depresie și într-o insomnie lungă, ci, din potrivă, să rămână lucid, înțelegând unde este, i-a dat Dumnezeu nu insomnie, ci, după cât am putut să stăm de vorbă, ulterior am dedus noi, pentru că acolo nu mai exista niciun fel de element de măsurare a timpului, nu știa dacă e zi sau noapte, nu știa de ceasul. Dar am dedus noi că dormea cam 14-15 ore pe zi, în diferite episoade. Și când se trezea, avea o singură preocupare, o singură îndeletnicire. Fără să știe dacă cineva îl aude, bătea în pereții coșugului și striga. O altă șansă a fost aceea că familia lui
atee, deși este impropriu cuvântul acesta, nu există ateu și atei. Fără Dumnezeu nu există. N-ar exista nimeni. Dar necredincioasă familia lui, tocmise o femeie care să se ducă la cimitir și să tămâieze. A făcut Dumnezeu ca femeia aceea să fie desîntămăria de vară acolo, tocmai într-un episod în care Petre mătea în coșciuri și se laudă și să nu-i fie indiferent ceea ce a auzit, ci speriată să se ducă și să caute groparii cimitirului, care într-o astfel de zi, precum știm cu toții, în cimitir împărțindu-se fel de fel de vânătări, dar și câte un păhăruț, groparii bine dispuși, nu s-au mai gândit că ar trebui să cheme poliția, procuratura, să... Nu au pus una pe târnăcop. S-au dus și au desfăcut cripta cavoului, au scos coșciugul din coșciug pe locuitor și bucuroși au zis, bravo, Nică! Bine că trăiești! Au băgat mâna în buzunar și au zis, ia acolo un bilet de tramvai, du-te acasă, că o să te întorci tu la înaltă, dar... În tramvai și-a dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Pe de o parte, costumul pe care n-a apucat să se-l probeze era cu mânecile mai lungi, barba-i crescuse și mai cu seamă dut după cele 21 de zile, era și un oarecare miros pe care le exala. Și-a dat seama însă că nici să se ducă direct acasă n-ar fi bine. Fapt pentru care s-a hotărât să se ducă la prietenul lui, cu care ieșise cam în aceeași perioadă la pensie, cu care jucase table ani de zile și combătuse fel de fel de idei, în fața blocului o droaie de copii, în momentul în care l-au văzut că au rupt-o la fugă, strigând, mortul, mortul! S-a dus la Florică, la vecinul lui, s-a postat în fața vizorului cu o figură nevoitoare, ca uitându-se pe vizor să nu se sperie că aia. Numai că la vizor n-a venit Florică, ci a venit soția lui Florică, care în momentul în care l-a văzut prin vizor, a venit și Florică, care văzându-o pe soție căzută și pe Petre dincolo, evident, la propriu, a dat în bârvăiată. Și îi striga de dincolo de ușă. Vevevere, du-te de unde ai venit, că fac VVV poliția ro. Mulțumesc. Am ilustrat în felul acesta faptul că am ales în această carte astfel de episoade humoristice în care să sparg ritmul dramatic și tragic al epopeii. Un astfel de moment a fost și când a venit poliția, chemată la fața locului. Pe stereotipul verdiatic, ei față în față cu Petre au zis actele la control. Dus la secție și-a dat seama că n-au ce să-l pună să scrie. N-avea fapte. Ba, pentru care l-au sunat pe comandant și au întrebat ce să facem cu... Și comandantul a zis, lăsați-l liber pentru că noi nu ne ocupăm de morți. Deși, la drept vorbind, mie mi se pare că tocmai de morți se ocupă poliția. A făcut Dumnezeu și a făcut actele. Inițial, pentru mine, a fost un subiect de presă. Am și scris despre el la începutul cărții un articolul pe care l-am scris atunci, în 1991. De urmă, mi-am dat seama că e un subiect mai bogat, pentru că în timp ce stăteam de vorbă cu el, am aflat că omul acesta nu era unul la care, că fusese ofițer de securitate. Nu un oarecare ofițer de securitate.
fusese anchetator. Vă rog să mă lăsați că spun eu la urmă tot. Dacă mă pot măresc undeva, vă rog să mă ajutați. Nu orice anchetator, ci torționar. Și nu orice torționar, ci unul dintre aceia care la rândul ei i-a învățat pe alții cum se mutileze, cum se schingiuie. Trei ani a durat documentarea cărții. Din cei 23 în care am spus că am petrecut împreună. Dar dintre aceștia trei, un an și jumătate a fost coșmaresc. În omul acesta era încă foarte vie nevoia de moarte, pofta de sânge și de chinuială. Era convins că tot ceea ce făcuse, fusese jos. Că tot răul din lume și mai cu seamă din familia lui era din pricina celor cu care el se întâlnise în anchete, pe care îi arestase, pe care îi mutilase. Îmi povestea și tot ceea ce povestea era atât de viu în ființa lui, încât striga, înjura, lovea persoane imaginare, ne călca în picioare. Și după un an și jumătate, a făcut Dumnezeu să-l întreb într-o zi, ce vedem noi, Petre? Ce vedem noi aici? Și el a răspuns, firește, un deget. Un deget. Așa este, un deget vedem, Petre. Dar iată ce deget vedeam eu și ce deget vedeai tu. Eu mă uit la un deget cu unghie și cu anume grafie epidemică. Tu te uiți la un deget fără unghie. Același deget. Nu e altfel nici în viață. Este suficient să schimbăm puțin perspectiva lucrurilor. Să le privim dintr-un alt unghi. Să vrem, întâi de toate, să le privim dintr-un alt unghi. Și s-ar putea să înțelegem fundamental altceva. Din ziua aceea, am inaugurat și Dumnezeu a inaugurat, nu noi, nu eu, sub ochii mei am văzut cum s-a petrecut declicul metanoic, cum spunea Părintele Nicolae. Declicul metanoic al acestei fiare a început să primească din ceea ce încercam să-i spun, a început să înțeleagă. Astfel încât, la capătul celor trei ani, întrebându-l dacă nu vrea să se spovedească, vrea să accepte. Pe Părintele Filip îl cunoscuse cu multe înainte lui Petre. Când l-am întâlnit pe Petre, evident că i-am spus Părintele. Știam că și Părintele trecuse prin experiența temnițelor. Știam bine tot ceea ce trăise. Știam asistase mutilat într-o noapte în timpul anchetelor, asistase la uciderea fratelui său la fortul 13 Jilan. Știam că îi fusese violată sora pentru ca să-i umilească și pentru ca să-l determine să vorbească și să dea o declarație falsă. Pentru că pe un fals, pe un dosar, pe un rechizitoriu fals, i s-a întocmit un dosar urmare căruia a primit 25 de ani de muncă silnică, din care a executat zi la zi, după știința mea, este singurul caz, după câte am documentat până să primi cartea, este singurul caz care a executat zi la zi 21 de ani.
Au fost situații și cazuri în care 12, 9, 7 adunați, au mai fost și alții care au făcut 20 sau chiar peste 20 de ani, dar nu zi la zi. Părintele a înțeles bine gheronda fiind. A înțeles bine într-o bună zi de ce trăia și a trăit toată experiența aceea. Îi ceruse lui Dumnezeu persoasiune în tinerețe ca tânăr evomonah. Îi ceruse lui Dumnezeu să-l ajute să cunoască iubirea desăvârșită. Iubirea de vrăjmașă. Și unde putea să înlesnească Dumnezeu un loc unde să exerseze și să-și desăvârșească această iubire desăvârșită. Decât acolo, unde vrăjmășia este la ea acasă, unde moartea este la ea acasă, unde urâtul este de plin. 21 de ani. Descriu în carte diferite episoade dintr-o anumită perspectivă. Nu urmăresc în cărțile mele doar diacronia unor subiecte, doar punerea în valoare portretistică a unor personaje. Mă străduiesc și rog pe Dumnezeu să mă ajute să abordez teme importante, introspecția ființială este cea care mă preocupă în mod constant. Omul. Ce este omul? Dacă ne-am pune și noi această întrebare și dacă am fi mai atenți, poate, la răspunsurile pe care nu va întârzia Dumnezeu să ni le trimită fiecăruia după nevoie și după puterea de înțelegere. Dacă am fi, spun, puțin mai atenți, am înțelege, fără îndoială, că altfel s-ar cuveni să trăim. Cărțile mele sunt, dintr-o anumită perspectivă, și pledoarii pentru schimbare. Personajele din cărțile mele ne privesc pe fiecare în ochi, întrebându-ne dacă nu cumva ar trebui să schimbăm ceva în viața noastră. Dacă nu cumva ar trebui să schimbăm ceva neîntârziat în viața noastră. Eu nu scriu cărțile mele doar despre aceste personaje și doar despre viețile lor, despre traiectoriile lor. Am ales ca titlu pentru întâlnirea noastră această sintagmă pe care o cunoașteți desigur din această mirabilă cântare de la înviere, de la moarte la viață, și de la pământ la cer. Acesta a fost cumva și traseul pe care l-a parcurs Petre. Și dacă dintr-un astfel de om decăzut în condiția aceea a făcut Dumnezeu să se ridice un chip de înger, acesta este călugărul, plecând de aici, luminat, îmbăiat în lumină, iubindu-L pe Hristos, vedeți, în parabola evanghelică de ieri, am auzit cu toții, când tânărul rătăcitor se întoarce din hoinărerile lui. Iertați-mă. Tatăl strigă către slujitori, poruncindu-le să-i aducă haina cea nouă.
haina cea din tâi. Haina cea din tâi. Haina pocăinței în care era îmbrăcat Adam. Dar noi știm că la botez, cântarea zice, după afirmația dumnezeiescului Pavel, câți în Hristos v-ați îmbrăcat, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. În Hristos care se îmbracă cu lumina ca și cu o haină. În această lumină se îmbrăcase Petre primindu-L pe Hristos. Pare de necrezut, dar ochii aceștia păcătoși care vă privesc pe dumneavoastră astăzi, acum, l-au văzut pe Petre. Au asistat la procesul acesta catartic, transformator și transfigurator, cu totul special, în care omul, dintr-o asemenea cădere, s-a ridicat iubind și bucurându-se, repet, de lumină. De la moarte la viață și de la pământ la cer. Acestea sunt și pendulațiile noastre existențiale. Pendulăm între da și nu, spunând da atunci când ar trebui să spunem nu, spunând nu atunci când ar trebui să spunem da, spunând nu tot mai rar, pentru că nu știm, că nu cunoaștem importanța și profunzimea lecției acesteia primordiale a lui. Pentru că nu ne-a învățat nimeni. Pentru că nimeni, spun, că știu că și dumneavoastră, ca și mine, în familiile noastre, în școlile prin care am trecut, nu există preocupare pentru cunoașterea de sine. Deși, un sunt mai puțin amintit, dar nu mai puțin important, curiosul teognost spune că nu-L va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pe sine. Ca o ghilotină este această avertizare. Nu-L va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pe sine. Asta s-a întâmplat și cu Petre. A răspuns întâi de toate cercetările pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Apoi a făcut o afirmație după ce s-a spovedit timp de 6 ore. Vorbeam înainte să vin aici, am fost la un medic și vorbeam cu profesorul Vasile Potop, spunându-i că n-am scris în carte, dar în ediția pe care o pregătesc, în ediția aniversară, am să reintroduc, nu știu cum mi-a scăpat lucrul acesta atât de important, și anume că ieșind de la spovedanie după cele 6 ceasuri, Petre avea să-mi spună, nu știu ce am spus și cât am spus timp de 6 ceasuri. A făcut Dumnezeu să intre, să poată intra în lăuntrul lui și preocupat să scoată tot ceea ce era acolo și să exileze din ființa lui, să piardă noțiunea timpului și orice atitudine cenzuratorie. Noi vrem să fim lucizi în actul spovedaniei și ne aplicăm fel de fel de precauții. Poate n-ar trebui să o spun asta. Poate să o mai răcut. Sau poate să nu o spun așa. Ei bine, Petre n-a făcut asta. Pentru că s-a învoit cu Dumnezeu. Lucru pe care cred că ar trebui să-l facem fiecare dintre noi. Măcar atunci când ne pregătim pentru actul acestei taine atât de importante, fără de comparație în univers. Deși a fost comparată și numită al doilea botez. Având în vedere că unul dintre darurile botezului, pe care din păcate
Mulți nu le cunoaștem, nu le mai știm și nu lucrăm pe ele, pe darurile botezului, deși ne-am primit. Dumnezeu nu a venit cu mâna goală, chiar dacă ne-a copleșit de daruri. Încă înainte de a veni încoace, nici la botez n-a venit cu mâna goală. A venit și ne-a dus darurile botezului și vă pun ca preocupare celor care poate că nu vi le amintiți acum, să mergeți acasă și să vedeți care sunt darurile botezului. Unul am să-l spun eu acum. Și anume acela al deconectării noastre de la lanțul păcatelor strămoșești. În felul acesta, lungul devine curat de plin. Și vine începându-și propria existență, până când, îngăduiți-mi o altă scurtă paranteză, este absolut amuzant ceea ce fac cititorii aceștia în horoscoape. Vorbesc despre berbeci, despre fecioare, despre o ușurință debordantă, comică de-a dreptul, știut fiind faptul că pruncul, până în momentul în care îi este retezată ultima fibră din cordonul ombilical, ultima fibră, spun, el este conectat la univers, la templul lui Dumnezeu, este în templul lui Dumnezeu entitate, suflet, dar trăiește prin maica sa. Abia din momentul în care îi este, repet, deconectată ultima fibră de pe cordonul ombilical, el este asumat ca entitate în univers. Cine poate să știe care este secunda aceea în care s-a produs deconectarea aceasta ca să se poată face un calcul, dacă ar exista un calcul real și posibil al traducerii conexiunilor noastre cu macrosistemul. De aceea este o nerozenie fără margini povestea asta cu episodii. Închid paranteza, unde m-am întrerupt cu paranteza. Datarul de la botezul. Mulțumesc. Mai fac asta pentru ca să văd că sunt ea conectați. Datarul de la botezul. Dar vorbeam despre unul anume. Care? Deconectarea de la păcatele strămoșești. Care se realizează prin spovedanie, prin taina aceasta, spuneam, incomparabil. Ne ducem noi încărcați, împovărăți de păcate, ne așezăm sub mitraile ca pe sub palma Domnului Hristos și dacă ne-am apropiat de spovedania pe care a făcut-o Petre, odată ridicați de acolo, am putea da din mâini să ne ridicăm în puful diafanul norilor. Atâta de ușor am fi. Cu Petre s-a întâmplat asta. Cu fiecare dintre noi se poate întâmpla. Dumnezeu nu își recupețește mirele sale. Cum spune Sfântul Sasirul, le revarsă către noi, așteptând orice prilej ca noi să le primim. Din păcate, noi trăim într-o lume care ne pregătește într-un fel anume, astfel încât să putem răspunde semnalelor ei. Trăim într-o lume profund maladivă și grav nu este că ea este bolnavă, grav este că ea nu este conștientă că este bolnavă. Și nici asta nu este încă cel mai grav, ci cu adevărat grav devine faptul că a început să-i placă de cu mult timp în urmă condiția aceasta bolnăvicioasă și suferindă. Cea mai cumplită dictatură pe care a trăit-o omenirea
aceea pe care o trăim noi. Dictatura obiectuală. Omul nu mai este om din perspectiva darurilor pe care i-a dat Dumnezeu. El este evaluat mereu și mereu din perspectiva ceasului pe care îl poartă, a costumului cu care este îmbrăcat, a casei, a mașinii din care coboară și așa mai departe. Darurile omului, întâi de toate, nu îi sunt lui însuși cunoscute și apoi nu interesează nici pe ceilalți cu care el interrelaționează. Dintotdeauna omenirea a fost preocupată de partea materială a lucrurilor. Aviți, dar parcă niciodată mai mult ca în ultimii 50, poate chiar 100 de ani, nu s-a auzit de la un capăt la altul al planetei, înălțându-se către cosmos cântecul acesta, fredonat de copii, de tineri și de bătrâni. Bani, 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 de dimineață până seara, fiecare zi, de peste tot, semnalul primordial pe care îl dă societatea este acesta. În condițiile în care Dumnezeu ne-a întâmpinat cu certificate de garanție, chiar și aici, în sorghiul în care suntem. În aceste multiple certificate de garanție este și acesta privind tocmai obsesia noastră. Nu vă îngrijiți de ceea ce veți bea și veți mânca. Nu vă îngrijiți de ceea ce veți îmbrăca. Și totuși părinții continuă să-și opreseze copiii cu acest avertisment. Dar tu nu te gândești ce ai să mănânci, cu ce ai să te îmbraci, cu ce ai să-ți plătești datoriile? Împingându-l în felul acesta, pe o cu totul altă direcție decât cea spre care ne cheamă Dumnezeu. Căutați întâi împărăția cerurilor. Și toate acestea mi se vor aduga vouă. Cum să căutăm împărăția cerurilor? Căutând niște lanterne zisite, niște detectoare? Avem nevoie de întârziat, să punem genunchi la rugăciune, să rugăm pe Dumnezeu să ne trimită și nouă om. Povățuitor. Însoțitor. Să ne ajute să ne descoperim în timp pe noi înșine. Să lucrăm pe darurile de la botez, pe puterile sufletești pe care le-a dat Dumnezeu și despre care de asemenea nu numai că nu mai vorbim, ci nici măcar nu ni le mai amintim. Care sunt puterile sufletești? Nu mai lucrăm pe ceea ce este nevăzut, deși toată viața noastră se desfășoară între aceste două realități, între realitatea aceasta vizibilă, sensibilă, palpabilă și realitatea nevăzută. Realitatea aceasta nevăzută în chip covârșitor este determinată de realitatea nevăzută. Casele, obiectele, hainele noastre, mașinile și chiar banii au fost întâi în nevăzut. Au fost întâi niște gânduri, gândurile au devenit idei, ideile au devenit concepte, conceptele au devenit proiecte și abia din momentul în care cineva a schițat, a desenat cum trebuie să arate o casă, o haină, o mașină sau banii, au făcut cât de cât un pas spre vizual. Dar încă n-au fost în realitate. În nevăzutul acela, și aici deschid din nou o paranteză și spun că atunci când s-a întâmplat cu mine să mă opresc din toate căutările, din toate alergările mele, trei lucruri m-au atras din negociat. La această biserică în care mă născusem și unde Hristos mă primise fără de vreun merit, dar meu sau dar înaintașilor mei. Aflând că aici și numai aici am șansa să văd nevăzutul. Să înțeleg neînțelesul. Să pătrund nepătrunsul. Și când am înțeles că trecerea mea pe aici este una de uite-o nu e, am decis
să schimb riturile mele existențiale, de principiile mele. Modul de a mă raporta întâi de toate la mine și apoi la ceilalți. Cred cu convingere că nu există altă cale decât aceea a schimbării neîntârziate. Pentru ca să ne putem număra printre aceia despre care vorbește Hristos Dumnezeu. Puțin. Care vor putea trece prin poarta aceea strântă. Ne-a pus Dumnezeu la îndemână tot ce ne este necesar. Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul său din noapte de înviere pe care vom auzi, este vreună și ceva două. Și cei din primul ceas, ca și cei din ultimul ceas, să poftim și să ne înfăptăm în vițelul celui gras și înjunghiat, așa cum a făcut și Tatăl, când s-a întors Fiul orinar. Ce mă hotărâsem să nu o citesc. O citesc uneori în astfel de împrejurări, în multe dintre aceste împrejurări. O scrisoare. O scrisoare pe care o găsiți și pe internet. Ea circulă de prin 2011, din noiembrie 2011. Eu o port cu mine pentru că am ținut și țin să-i dau glas în astfel de împrejurări. Poartă în conținutul ei un anume mesaj care se adaugă celor puține și neînsemnate pe care le nădăjduiesc să le fi pus în ceea ce am spus până. SOS, salvați sufletele noastre. Așa a îndrăznit să scrie cineva pe peretele closetului de la liceu, printre toate celelalte porcării sexuale. Da, acesta este strigătul meu nerostit, poate strigătul generației mele, înnăbușit în inimile noastre sub mormanele de gunoi ale vieții de zi cu zi, de chiștoace și de sticle goale, de prezervative și de seringi, de decibelii muzicii date la maxim, de buzele și de corpul celui îmbrățișat, nu din dragoste, ci din disperarea aceea scârboasă a bătrânilor neputincioși de a nu fi singuri. Da, acesta este adevărul nostru, partea nobilă și frumoasă din noi, pe care nu-l putem scrie decât pe pereții WC-ului. De câte ori deschidem gura sau întindem mâna către voi, ne tratați ca pe niște cerșetori, ne dați repede bani, dulciuri sau țoale, ca nu cumva să ne iasă de pe buze strigătul acesta periculos, care v-ar pune în cea mai jenantă postură din viața voastră, aceea de a nu ști pentru ce trăiți, sau care este sensul vieții la care ne-ați chemat născându-ne. Ne dați bani și o rupeți la fugă să faceți alții, lăsându-le singuri cu cel mai viclean dintre monștri acestei lumi, banul. Parcă el ar fi nu numai stăpânul vostru, ci și copilul vostru. De multe ori mă întreb dacă voi faceți bani pentru mine sau eu m-am născut ca să dați un sens nobil sclaviei voastre. Deși nu suntem bogați, nici bancheri, nici afaceriști, în casa noastră se vorbește mereu și mereu numai despre bani. Și când mi-i dați, o faceți cu satisfacția celui care și-a împlinit de plin datoria sa sfântă de părinte. Poate că deja nu mai știți să faceți altceva. Când erați tinere, v-ați vândut sufletele banului, ați acceptat viața pe care o dă banul în locul celei pe care o dă Dumnezeu. Și viața pe care o dă banul este o moarte deghizată. Așa cum iubirea pe care o dă banul este prostituție. Când v-ați vândut sufletele, ne-ați vândut și pe noi, chiar dacă nu eram încă născuți. Deci vânzându-vă, ați făcut din lume o piață de suflete. Știu, după ce veți citi aceste rânduri, vă va părea rău că nu m-ați avortat, deși majoritatea timpului mi-l petrec oricum ca un avorton pe net, căutând acolo ceea ce nu mai găsesc de mult în lumea voastră, o bucățică de viață proaspătă, cinstită, care se poate fi trăită ca un om, nu ca o mașină. Dar și acolo nu-s decât alți disperați ca și mine,
care ajungem să mușcăm unii din alții pentru că și netul e pustiu ca și viețile voastre, dar cel puțin nu doare ca minciuna care vine de pe buzele părinților tăi. Adeseori stau minute în șir privind lumina monitorului, simțind radiațiile ecranului ca o mângâiere rea și otrăvitoare, dar vădit rea și vădit otrăvitoare, nu ca mângâierea involuntară pe care mi-o dați voi punând un bancnote în palmă. Oare de ce am ajuns noi, adolescenții de azi, să spunem ceea ce simțim și gândim doar în scrisorile de rămas bun ale sinucigașilor? Nu mai e loc pentru adevăr în această lume. Adevărul nu e bun decât pentru a muri. Mă doare până la os tot ceea ce vă scriu, fiecare cuvânt și fiecare virgulă, pentru că și aceasta este tot o scrisoare de rămas bun. Am ajuns niște prefăcuți care abia așteaptă pauzele ca să o zbughească printre blocurile din jurul liceului, acolo unde am ascuns o sticlă de băutură și un pachet de țigări, acolo unde dansăm și unde râdem și ne sărutăm cu patima unui protest, scandalizându-i pe locatari. Iar ei, săracii, se tem de noi și nu ne spun nimic. Le e teamă că o să-i caftim când vor ieși să-și ducă gunoiul. Le e frică de pumnii noștri pentru că nu ne-au luat niciodată povara neagră din suflete. Sunt și unii care ne înjură și ne alungă cu acordul tacit al bătrâneilor fricoși de la ferestre, care parcă toată viața n-au învățat nimic altceva decât să-i alunge pe alții din sufletul lor ca să nu pună în pericol amărâta lor de viață pe care n-aș primi-o nici măcar de pomană. Voi ne dați bani știind pe noi încheltuind pe băutură, pe droguri și pe sex protejat, care vă protejează de fapt pe voi de complicații, de efectele neîndorite ale vieții moderne civilizate. Parcă ați investi într-un serviciu de deratizare care vă scutește de noi și de problemele noastre sufletești, ca de șobolani și de gândaci de bucătărie. Îmi dau tot mai mult seama că voi aveți nevoie de industrie de divertismentului mai mult decât noi. Deci ce v-ați face voi, părinții noștri, scump, dacă într-o zi când s-ar lua curentul, ar trebui să țineți loc de calculator, de televizor, de bar și de prieteni la un loc? N-ați fi cu totul depășiți. Ați mai zâmbit tot așa de frumos și de relaxați ca atunci când ne dați bani ca să ieșim în oraș? Vedeți? Nici măcar nu îndrăznim să ne îndreptăm către părinții noștri strigătul de ajutor, pentru că nu credem în voi. Unde este dragostea care ne-ar fi dat această credință? Ați vândut-o de mult pe confort, pe gresia și pe faianța din baie, pe mașina cea nouă, din garaj, pe toate celelalte fleacuri pe care mi le băgați în ochi, ori de câte ori simțiți în mine revolta. Dar ce mă doare cel mai tare este că voi nu vreți de la mine decât un singur lucru, să ajung la fel ca și voi. Pentru asta mă plătiți, pentru asta mi îngăduiți toate năbădările. Voi nu puteți salva nici măcar pe, nu vă puteți salva nici măcar pe voi înșivă. Nici societatea, nici școala nu ne pot salva. Forme de serenitate consfințite prin vot odată la 4 ani. Numai Dumnezeu ne-ar putea scoate din toată farsa asta tembelă și murdară. Dar unde este El? Unde este Dumnezeu Mamă? Unde este Dumnezeu Tatăl? Nu vedeți că nebunim fără El? O colegă satanistă m-a invitat să mă alătur grupului lor. Am refuzat-o. Oricum, viața noastră obișnuită seamănă cumplit de mult cu ritualul și cu cultul lor. Presupune respingerea, hulirea, bagiocorirea și uciderea a tot ce este curat și nobil în noi ca să ne accepte cine oare. De aceea și ea și tovarășii ei se simt în această lume ca peștele în apă și ceea ce pentru mine este dureros pentru ei este plăcut. Practic, ea îmi cere să mă bucur de rău, de absurdul în care ne cufundăm tot mai mult, de anormalitatea relației noastre. Dar prefer să mor decât să accept asta. Dragii mei, scumpii mei părinți, acestea ar fi trebuit să fie ultimele mele cuvinte. Pregătisem totul în detaliu când a sunat Ana și mi-a zis să mergem la o mănăstire. Am refuzat și m-am dus să mă culc. Dar stând în pat, m-am gândit că dacă tot m-am hotărât să mor, ce mai contează? Dacă cineva m-ar face să mă răzgândesc, înseamnă că hotărârea mea e o iluzie. Înseamnă că mi-e frică, înseamnă că nu fac decât să spun cuvinte goale. Să-i mint pe toți ca să nu mă dau un spectacol în cel mai scârbos dintre toate. Acela de a cerși atenție cu moartea ta. Când orice ai face și nu ești băgat cu adevărat în seamă, nu-ți mai rămâne decât moartea. Știi că la momentare vor fi sentimente adevărate, că vei fi plâns și regretat așa cum nu ai fost niciodată. Știi că atunci vei avea valoare pe care o merită orice om de pe planetă, cât este încă în viață. Mila aceea esențială, care oricât de căzut ai fi, te împinge să te agăți de viață. Știi că oamenii de lângă sicriul tău se vor fi trezit cu adevărat, că te vor privi și îți vor vorbi din inimă. Din inimă. Asta am găsit la mănăstire, mamă. Propria inimă. Mă dusesem acolo să dărâm ultima recluta vieții. Mă dusesem acolo să înfrunt ultimele argumente ale sufletului.
cele religioase. M-am dus acolo cu o hotărâre furioasă. Am intrat în chilia unui căruver subțire și palid, care privea în podea ca și cum ar fi urmărit o furnică prin microscop. Mi-a făcut semn cu mâna să mă așez pe scaun, apoi s-a așezat și el. Au trecut câteva minute până când să-mi dau seama că tăcerea lui era mai puternică decât furia mea, că viața din trupul acela numai piele și os era înmuit mai tare decât lumea plină de disperare și de ipocrizie din care veneam eu. Încetul cu încetul, fără vreun sunet, inima mi se dezgheța, frigul din ea se evapora ca și cum suflarea caldă a cuiva ar fi cuprins-o, ca și cum un alt suflet ar fi intrat în mine și mi-ar fi îmbrățișat sufletul ca să-l încălzească. N-am crezut că există așa ceva, o astfel de dragoste. Am văzut mereu și mereu numai atingerea trupurilor, îmbrățișarea lor disperată, care nu atinge sufletele, ci le lasă și mai singure și mai pustii și mai reci. Există dragoste, mamă. Există dragoste, tată. Suntem în noiembrie și în mine e primăvară. Înțelegeți? Sunt plină de izvoare care curg prin noroiul pe care l-au lăsat toate iernile vieții mele în urmă, care acum iată nu mai ascund sub falsul alb al zăpezii. Deși văd în mine toată murdăria lumii, totuși am mai multă poftă de viață ca oricând. E soare pe cerul sufletului meu, lumină și căldură. Știu că el, cu e mare, are puterea de a face să crească iarba și că vor ieși flori. Stăteam în chilia aceea într-o tăcere caldă și duioasă. Mă așteptasem să fiu întâmpinată cu reținere, să fiu judecată și combătută, mustrată, luată la rost, să mi se țină predici. Și nimic din toate acestea. Doar un călugăr care tăcea. Doar metalele din mâna lui care se mișcau încet. Încet ca un ceas care măsura nu timpul, ci mila. De la o boabă la alta, mila aceea și înțelegerea tot creșteau și creșteau, până mi-au apăsat inima atât de tare încât am izbucnit în plâns. M-am aruncat la picioarele lui și plângând în hohote, am început să spun totul, totul. Nu mai știam cine și unde sunt, nu mai simțeam spațiul și timpul. Doream cu disperare ca bunătatea aceea ce mi se descoperise să rămână cu mine, să stau în casa ei și să mănânc la masa ei, să privesc prin fereastra ei, să fiu copilul ei care se joacă în curtea ei, care se bucură de laudele ei. Și pentru asta trebuia să spun totul, să dau totul afară din mine, să mă eliberez de tot ce fusese până atunci, să dau afară tot ce era de dat afară. Acolo, în dragostea aceea, ar fi trebuit să mă nasc și să locuiesc și să cresc. Acolo ar fi trebuit să fiu din totdeauna și să nu cunosc altceva. Dar eu m-am născut afară din oameni izgoniți din rai, care s-au învățat să trăiască afară, în întuneric și în mijlocul disperării. Oameni care au agonizat și care au colonizat ura și durerea continuă. Oameni care locuiesc în mlaștină și care s-au învățat cu căldura ei fetidă, care au uitat mireasma bunătății și a dragostei lui Dumnezeu. M-am îndrăgostit, mamă. Iubesc, tată. Nu un băiat, nu o haină, nu vreo muzică, nu vreo carieră. M-am îndrăgostit de viață. De Dumnezeu m-am îndrăgostit și de om. Toate acestea m-au strâns într-o singură îmbrățișare de nesfârșită dragoste și duioșie, când m-au cuprins de umeri și m-au ridicat nu de pe podeaua aceea de lut a unei chilii, ci din adâncul mormântului în care locuia sufletul meu. Acum, chiar dacă lumea întreagă ar pieri, cu toate lucrurile și cu toate modelele ei, fericirea mea ar rămâne neștebită, pentru că acum ea nu mai vine din afara mea spre lăuntrul meu ca să depindă de capriciile lumii, ci vine din lăuntrul meu și crește până se revarsă în jurul meu și nu trebuie decât un singur lucru, să rămân credincioasă din zvorul ei, Iisus Hristos cel răstignit. Din El curge nespus de bogată această iubire duioasă care înțelege și iartă și îndreaptă cu nespusă blândețe toate rătăcirile sufletului. Atât mi-a spus călugărul acela la sfârșitul scovedaniei mele. Acesta care a luat asupra sa păcatele tale și care ți-a dat iertare, acesta care ți-a luat sufletul în brațe ca pe un prunc și care ți l-a încălzit cu suflarea lui dătătoare de viață, acesta este Iisus Hristos, Dumnezeu care s-a făcut om, care s-a răstignit pentru vina ta și care a înviat pentru viața ta. Știu că nu veți înțelege. Oare poate cineva, fără să fi cunoscut el însuși, din experiență personală, ce răspise de mine? Totuși am îndrăznit să vă povestesc. Totuși îndrăznesc să nădăjduiesc că într-o zi veți înțelege. În zori, după priveghere, la sfârșitul liturghiei, Părintele mi-a făcut semn să mă apropii și să mă împărtășesc. Nu vă pot spune ce s-a întâmplat atunci.
Ceea ce cunoscusem în Sfânta Spovedanie fusese doar un mic prolog. Știu că vă este greu să înțelegeți, dar vă rog din toată inima să mă credeți că niciodată nu mi-a fost mai dor de voi. Niciodată nu v-am iubit mai curat și mai mult ca acum. Aseară, când v-am cerut bani pentru imaginarea aniversare la care trebuia chipurile să merg, nu știam că am spus ultima minciună. Știam că mă duc să distrug ultimul argument al vieții. Dar iată-mă ca o întoarsă din morți, ca o ieșită din iad, ca o învinsă de viață. Și asta doar pentru că cineva, cu ce mare, are adus dragostea pe pământ, deschizându-și brațele înaintea noastră, îmbrățișându-ne așa cum suntem, cu prețul celor mai cumplite rând. Acum, dragii mei, am pentru ce să trăiesc. Am ce să dau. Acum nu mă mai sperie nicio durere, că și Hristos le-a transformat pe toate în dureri de naștere ale iubirii. Aceasta ar fi trebuit să fie o scrisoare de adio. Și este. Pentru că spun adio întunericului. Fricii și morții spun adio. Deznădejdii și singurătății. Trecutului și vechiului adio spun. Amin. Mulțumesc că ați avut răbdarea să rămâneți până la sfârșit. Deși este o scrisoare care nu începe tocmai generos. Este un strigăt pe care îl putem citi pe chipul multor tineri. Am rostit ieri un cuvânt la invitația unui părinte într-o biserică din București. Și am spus că atunci când vorbim despre fiul risipitor, s-ar cuveni să ne gândim și la risipiții fii ai neamului acesta. Fiul risipitor s-a dus să-și cheltuiască averea lui în locuri depărtate și străine. Fiii risipiți acestui neam ostenesc departe de țară și de familie, cu gândul că ar putea să-și adune un pospai de avere, mare blestem să deasupra celor care au făcut ca fiii neamului acestea să nu se mai simtă acasă în patria lor, acasă la ei. S-ar cuveni ca în micile și puținile noastre rugăciuni să strigăm la Dumnezeu să facă așa cum poate și știe El, să-i aducă și pe aceștia acasă și să ne bucurăm aici, să lăudăm pe Hristos așa cum se cuvine de către un neam pravoslavnic ce suntem. Mulțumesc că m-ați ascultat. Să vă facă Dumnezeu parte de zile bune.